găsit! Mă bucur că suntem astăzi împreună din nou cu doamna dr. Laura Ene, medic primar nutriționist. Vorbim, bineînțeles, despre tradițiile culinare la român. În pragul sărbătorilor toată lumea gătește, toată lumea vorbește despre mâncare, schimbă rețete și, bineînțeles, consumă, mănâncă pe săturate. Cum putem să găsim acel echilibru între plăcerea de a mânca, de a fi împreună cu familia la masă și sănătate, păstrarea sănătății în această perioadă? O întrebare foarte bună și o mare provocare pentru foarte mulți dintre noi, mai ales pentru cei care suferă de diabet, pentru cei care au hipertensiune, pentru cei care se știu cu dislipidemie, cu ficatul gras sau se știu în antecedente cu gută sau atacuri de pancreatită. Ca să nu mai vorbesc de gastrită și de refluxul gastroesofagian. Toate aceste boli pot fi agravate ca simptomatologie de excesul de sărbători. Nu este nicio problemă să mâncăm cu măsură. Ce măsură alegem, având în vedere că totuși sunt foarte multe zile de sărbătoare și sunt foarte multe alimente care sunt pe masă? Așa este, și mai ales că ne schimbăm puțin și ritmul de alimentație. Oameni care nu mănâncă toată ziua, cum vorbeam mai devreme, ci doar seara, se trezesc odată și cu foarte multe bunătăți în față și cu un festin extrem de lung, întins pe câteva ore. Așa este și recomandarea mea nu este să scădem neapărat consumul de alimente de calitate sau să ne retragem de la a consuma anumite alimente care sunt specifice sărbătorilor, ci doar să le consumăm cu măsura potrivită. Astfel, tot ce este dulce, tot ce este preparat de preferat în casă, dulce, că e cozonac, că sunt prăjituri de casă, luate la masa de dimineață cu un pahar de lapte cald, de ceai sau de cafea, depinde fiecare ce preferă. Ulterior, important este ca la prima gustare din zi să alegem să gustăm din toate bunătățile aperitivelor, că este o lingură de salată băuf, că este o felie de tob, o felie de lebăr, o lingură de răcitură sau de piftie. Nu este nicio problemă atâta timp cât o facem cu măsura potrivită și la momentul potrivit. După un pic de pauză putem să servim la prânz spre ora 2-3, 2-3 sarmale, de preferat cu multă varză, iar spre seară să lăsăm friptura. Friptura făcută la cuptor cu legume din belșug, nu este nici o problemă să o servim un pic mai târziu. Sigur, nu la 10 seara, dar nici imediat după celebrele sarmale. Pentru că, de fapt, încărcătura stomacului, încărcătura pancreasului, încărcătura digestivă care se produce datorită adunării în câteva ore a tuturor alimentelor care merită consumate pe parcursul unei zile întregi. Sfaturile dumneavoastră se adresează atât celor care vor să-și mențină silueta, să nu pună câteva kilograme în plus, și persoanelor sănătoase, dar și mai ales celor care suferă de anumite dezechilibre metabolice. Ce alte trucuri puteți să dezvăluiți gospodinelor care gătesc și pentru astfel de persoane, care au astfel de membri în familie sau prieteni? Hai să începem din nou cu aperitivele și cu celebra salată de băuf, care conține ingrediente sănătoase, multe legume, puțină carne, dar și foarte multă maioneză. Salata băuf nu este deloc o mâncare nepotrivită. Este o mâncare foarte bună, care, cum foarte bine ai spus, conține multe legume de calitate și puțină carne slabă. Problema salatei de băuf românească este maioneza. În schimb, există și o formulă de maioneză dietetică și nu maioneza dietetică de la tub și care se găsește pe rafturi, ci cea făcută acasă din smântână, 12% grăsime sau chiar iaurt 2% și cu un pic de muștar. Merită încercată. Este absolut delicioasă și scade riscul de a vă crește colesterolul, riscul de a dezechilibra
echilibra diabetul și de a nu pune kilograme în plus după sărbători. La fel, piftia, răcitura poate fi făcută din carne slabă. Acum, sigur că un leber sau o tobă fără un pic de grăsime parcă nu are același gust, dar dacă nu este în combinație cu pâine albă, cu cartofi, cu fasole bătută sau cu genul acesta de carbohidrați care pot încărca foarte mult caloriile unei mese și le combinăm cu legume proaspete, nu este iarăși nicio problemă. Sărmăluțele pot fi foarte bune și foarte dietetice dacă sunt făcute dintr-o carne de porc slabă, o pulpă de porc, de exemplu, și combinată cu curcan. Problema sarmalelor este carnea de lucru și carnea grasă. Nu amestecul de orez, nu varza, eventual poate să fie rântașul făcut cu ceapă și cu bulion. Așadar, pentru sărmălițe dietetice, o carne slabă de porc combinată cu pasăre, curcan sau pui și cu multă varză. Iar pentru friptură, cea mai bună alegere la carne de porc este cotletul sau mușchiul slab. Sunt foarte multe persoane care fug de carnea de porc pentru că au colesterolul mare, dar mănâncă cu o plăcere nebună pielea puiului, ceea ce este același lucru. Grăsimea de porc și pielea de la pui este tot o grăsime care crește colesterolul. Și atunci, alegeți o carne de porc slabă, un cotlet, un mușchi, la fel de bun și de gustos precum o pulpă de pui la grătar. E adevărat că merită gătită carne separat de legume, tocmai ca să protejăm imbibarea legumelor de grăsimea din carne. Iar dacă seara servim o bucățică de friptură cu o salată generoasă alături, deja pe jumătate am scăpat de încărcătura de toxine, de colesterol și de grăsime care se găsește inevitabil în orice bucată de carne. Dacă vine vorba de cozonac, ce părere ai? Găsești și aici că există compromisuri sau până la urmă să mergem pe rețeta tradițională? Eu aș recomanda rețeta tradițională, nu aș face compromisuri la cozonac, dar la fel cum nu aș face compromisuri nici la ingredientele pe care le folosesc. Aș folosi o făină de la o sursă sigură, poate chiar de la moară direct luată, aș folosi ouă de țară, aș folosi ingrediente de calitate. Și așa cum măsura potrivită este cea care ne ajută să ne menținem și să ne ferim de boli, și un cozonac făcut cu ingrediente naturale, tot cu măsura potrivită. Chiar dacă ne o feliuță, să ne limităm în a gusta. Sau chiar în amuncat, o felie, dar dimineața, atunci când corpul reușește să metabolizeze zahărul și grăsimea din acel cozonac și nu ca desert după o masă copioasă, după cârnaț, după tobă, după leber, după sarmale și după friptură. La fel cum aș vrea să atrag atenția că merită să mâncăm ce este cu adevărat specific de sărbători. Este păcat să mâncăm în perioada asta cartofi sau mămăligă sau brânză sau mezeluri sau tot felul de alte lucruri pe care le putem servi fără grijă în alte momente ale anului. Sărbătorile sunt despre salată băuf, despre pistie, despre sărmăluțe, despre friptură, chiar și despre cârnați. Că și cârnații, dacă sunt făcuți în casă și sunt făcuți cu carne slabă, combinată pui cu porc, din nou, făcuți la grătar și serviți alături de niște legume pe grătar, nu sunt chiar atât de răi pentru sănătatea ta, din cât sunt, din nou, cu măsura potrivită. Totuși există o categorie de pacienți care trebuie să aibă în vedere că sunt anumite alimente de care trebuie să se ferească sau măcar să le consume cu foarte mare precauție și mă refer la toate bunătățile de pe masă și, bineînțeles, și la alcool. Pentru că și de Crăciun și de Revelion se ciocnește un pahar de alcool. Ce poți să ne spui din punctul acesta de vedere și care sunt categoriile de pacienți care trebuie să aibă deosebit de mare grijă la aceste aspecte?
cei care au probleme cu hipertensiune arterială, cei care se știu cu tulburări de ritm, cei care se știu cu atacuri de pancreatită în antecedente, cu probleme cu bila, cu probleme de reflux gastroesofagian, neapărat trebuie să țină cont să nu depășească 2 pahare de vin sau de tărie la o masă de sărbătoare. Nu doar alcoolul ne poate face rău, nu doar grăsimile sau maioneza, ci și murăturile. Persoanele care suferă de hipertensiune, dacă exagerează cu consumul de murături, pot să aibă probleme cu tensiunea. Cei care suferă de insuficiență cardiacă, de asemenea, pot apărea edemele, se poate agrava insuficiența cardiacă, la fel cum grăsimea împreună cu alcoolul pot precipita un atac de gută sau un atac de pancreatită, ceea ce nu e deloc plăcut. Și nu m-aș baza neapărat pe medicamentele luate înainte sau în timpul mesei, ci m-aș baza mai degrabă pe limitarea cantității de alcool, de grăsimi și pe creșterea cantității de legume proaspete, care chiar au șansa să detoxifie, să facă detoxifierea ficatului în mod natural, în mod real și în timp real. Și mai ales dacă e vorba să bem câte ceva, ar fi mai degrabă recomandată apa sau ceaiul, pentru că tot este frig, și să evităm de asemenea și sucurile de fructe în exces. Absolut. Sucurile carbogazoase și sucurile de fructe nu sunt deloc o alegere bună nici pentru cei cu diabet, nici pentru cei cu probleme cu trigliceridele sau cu ficatul gras, pentru că fructoza în exces se depune sub formă de grăsime pe ficat și apoi ne trezim cu trigliceride mari și cu o circumferință abdominală în creștere. Aș recomanda în perioada asta fructele să nu fie consumate în exces, mai ales că, de obicei, pentru a ne răcori după masă îmbelșugată, am tot auzit ideea să desfac o portocală, să desfac o mandarină, să-mi taie greața. Aș vrea să nu ajungem la senzația de greață, ca să nu fie nevoie apoi să apelăm la fructe în exces. Mai degrabă un ceai, un ceai hepatic, un ceai pentru detoxifierea colonului, un ceai pentru stimularea tranzitului intestinal ar fi mult mai potrivit decât un suc de fructe sau, ca să nu mai vorbim de sucurile carbogazoase. Vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor. Pe doamna doctor Laura Ene o întâlniți des și pe site-ul nostru doc.ro cu tot felul de sfaturi. Vă așteptăm articolele în continuare și vă urăm sărbători fericite și cumpătate. Mulțumesc mult! Sărbători fericite!